Victima primului accident, o femeie de 64 de ani, a vrut să prindă tramvaiul care tocmai sosise în stație și s-a aruncat practic în fața unei mașini care mergea regulamentar. Pe imagini se observă cum femeia iese dintr-o farmacie din zonă, vede tramvaiul, începe să alerge pe trotuar după el, ajunge la trecerea de pietoni și apoi pășește practic în fața unei mașini, deși semaforul era încă roșu pentru pietoni. În imagini se vede cum în urma impactului femeia este aruncată în aer și rămâne la pământ. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului a susit un echipaj smurt care a transportat-o de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Victima a suferit mai multe politraumatisme și contuzii, însă acum este în afara oricărui pericol. Victima celui de-al doilea accident este un bărbat de 63 de ani care, deși observă că semaforul are culoarea roșie, iar mașinile trec una după alta, se postează practic pe trecerea de pieton ca să vadă mai bine dacă vine tramvaiul sau nu. Un șofer a reușit să oprească la timp și să o evite, însă cel de pe banda a doua nu mai reușește să furneze și îl lovește în plin pe bărbat. Pe imagini se observă cum imediat după impact, șoferul și ocupanții mașinii sar din autoturism, îl ridică pe bărbat de pe asfalt și îl duc pe trotuar. La fața locului sosește și un echipaj de ambulanță care îl preia pe bărbat. Acesta a ajuns la spital cu mai multe contuzii, însă în afara oricărui pericol. În ambele cazuri, șoferii au fost testați cu aparatul alcool test, iar rezultatul a fost zero. Pentru ambele situații, polițiștii au întocmit dosare pentru vătămare corporală din culpă.